Elevii care nu au reușit să promoveze examenul de bacalaureat în prima sesiune au susținut din nou proba de limba și literatura română. Emoțiile puternice și gradul de dificultate al subiectelor au creat mai puține probleme de această dată. Am fiecare an o opinie despre regulile care trebuie respectate într-un domeniu de activitate și la prima parte sinonime și tot aceleași lucruri. Crezi că o să promovezi? Eu sper să promovez anul acesta, dar nu știu sigur, rezultatele vor spune cuvântul. A fost mai greu decât în prima sesiune? Nu, a fost la fel de bine. La ce ai picat prima? Mate. Și româna, să înțeleg că ai promovat-o? Da, am vrut să măresc puțin media doar. Subiectele au fost diferențiate în funcție de profilul de studiu pe care elevii l-au urmat în cei 4 ani de liceu. Absolvenții profilului real au avut de analizat un fragment din romanul Rusoaica de Gib Mihăiescu, de realizat un text argumentativ și un eseu legat de viziunea despre viața poetului Bacovia, pe când cei de la uman au analizat un text la prima vedere din romanul Lida de Duiliu Zamfirescu, au scris un eseu argumentativ și au comentat o poezie post-belică. Cele 7 centre au, conform procedurii Ministerului Educației Naționale, au organizat preluarea subiectelor începând cu ora 7 pe procedura standard a Ministerului Educației Naționale. Subiectele sunt realizate de Centrul Național de Examinare și Evaluare, unice pentru toată țara. În conformitate cu metodologia, pe ambele sesiuni, subiectele au același grad de dificultate, metodologia este aceeași, deci este același grad de dificultate, este aceeași procedură de desfășurare, este aceeași exigență la nivelul centrelor de concurs. Proba de limba și literatura română s-a desfășurat în 7 centre din județul Constanța. Din nefericire au existat și incidente. 7 candidați au fost eliminați din examen deoarece au încercat să fraudeze testarea.